Ghiudemul tătăresc este făcut din carne tocată de cal, oaie sau vită, condimente și mirodenii. Se face pasta, se adaugă condimentele corespunzător gramajului și se bagă la malaxat. Se amestecă fie cu mâna, fie cu mașina și apoi pasta se lasă o zi, două la frig la cel mult 6 grade pentru a-și trage aromele. Este ghiudem după turci, dar noi tătarii spunem sujuc. Așa este. Și se face din carne de cal, gras, odihnit, ocazional, numai pe timpul iernii, pentru consumul nostru. Cel puțin 3 zile. 3 zile că se face, se toacă, se pune la macerat, îl lasă la, până și ia toate condimentele, se pune usturoi, se pune sare, se pune piper, cimbru. Pentru tătari, acest preparat nu mai are niciun secret. Ghiudemul este făcut după o rețetă simplă folosită de sute de ani de către tătarii stabiliți în Dobrogea. După cum știe toată lumea, ghiudemul este tipic tătăresc și ca ceva nou pe care să știți că și foarte puțin tătari au gustat acest produs. Este vorba de cază, care este tipic tradițional tătarilor nohai și este făcut din carne de cal. Ghiudemul se pune la zvântat afară dacă condițiile atmosferice permit. Se ține la o temperatură cuprinsă între 9 și 12 grade. Față de cârnații românești, ghiudemul nu trebuie să aibă mai mult de 70% umiditate. Procesul de maturare durează 21 de zile. Se încarcă la maț, cine vrea îl pune la uscat la zvântat, se usucă în 2-3 săptămâni. Cine vrea îl mănâncă proaspăt. Cu ce se servește lângă? Se servește în special cu... Noi nu avem voie. Bere, vin. Vă recomand. Ce gust are? Gust de carne, e bun. Foarte bun. E ceva iute, e condimentat, cred că are puțin usturoi, puțin cimbru. E ceva deosebit, nu știu, nu pot să vă explic. La Mihail Cogălniceanu s-au pregătit 150 de kilograme de ghiudem pentru festivalul turcotătarilor. A fost un prilej de socializare pentru membrii celor două comunități și, bineînțeles, un motiv de petrecere. Ați gustat din preparatul tradițional? Încă nu am apucat, dar cu alte ocazii am gustat și știu că sunt delicioase. Petrecerea a continuat apoi cu muzică tradițională, iar atmosfera a fost întreținută de o formație autohtonă.